La început de secol 15, un mare voievod român, spune legenda, a tras cu arcul de pe această înălțime, căutând loc de mănăstire. Bine v-am găsit la Descripție Moldavie. Azi veți cunoaște unul dintre cele mai mari branduri ale României. În această mănăstire, românii vin să se închine la mormântul singurului sfânt care a condus țara vreodată. Ștefan cel Mare. E întâia ctitorie a Măriei sale și el și-a pregătit-o ca să fie locaș de îngropăciune. Ștefan cel Mare avea 28 de ani când construia biserica mănăstirii Putna, gândindu-se deja la moartea sa. Un lucru de altfel firesc în timpurile acelea. Să fii domn nu era atât de ușor. Așa că nu e de mirare că voievodul se gândea mereu la faptul că sfârșitul poate fi aproape. Cu toate acestea, va trăi peste 60 de ani, iar în necropola domnească vor ajunge cu mult înaintea lui soțiile și copiii. Din familia slăvitului voievod Ștefan, aici avem vreo 11 morminte voievodale, mori din familia sa, membri ai familiei sale, trei domni, și ceilalți, soția voievodului Ștefan, copiii voievodului Ștefan, toți sunt aici îngropați. Prima doamnă pe care Ștefan a îngropat-o cu alai și cinste multă la Putna a fost Maria de Mangop, cea de-a doua dintre soții. Stofa cusută cu fir care acoperea mormântul o arată îmbrăcată în scumpe haine domnești și coroană bizantină pe cap. Stofa e păstrată în Muzeul Mănăstirii Putna. Aici se găsește o valoroasă colecție de obiecte de artă. Se pot vedea broderii din vremea Sfântului Ștefan și privirea ți se oprește la cele din ciclul praznicilor împărătești. Este răstignirea, este înălțarea la cer. Este urna de la 1871, adusă de Eminescu și studenții care împreună cu el au făcut prima serbare a românilor de pretutindeni și primul congres al studenților români de pretutindeni aici la Putna. În acel an, în acea perioadă, în 1871 românii trăiau sub 5 guverne, dintre care numai unul era românesc. Erau împărțiți în 5 țări diferite. Și au făcut acea serbare înțelegând că în Sfântul Ștefan găsesc o chintesență a sufletului românesc, o temelie a sufletului românesc și un reper care poate să-i adune, să-i coaguleze. Și așa a și fost. Eminescu spunea despre Sfântul Ștefan că dacă Mântuitorul Iisus Hristos este eliberatorul lumii de sub păcat, Sfântul Ștefan este apărătorul Evangheliei sale. Arta face parte și astăzi din viața Putnei. În atelierele mănăstirii, călugării își împlinesc ascultările și prin pictură. Pentru că mai nimeni nu pleacă de la Putna fără o icoană a Sfântului Voievod.
În fața acestei vitrine se opresc cu precădere turiștii, deși exponatul e departe de a fi cel mai valoros. Dar până să ajungă la Istanbul, acolo unde e adevărata sabia lui Ștefan, românii se mulțumesc să admire replica armei pe care voievodul a mânuit-o cu atâta măestrie în legendarele bătălii. Ia-ți sabia! Strașnic luptător! Și are dreptate, tot atacul e cea mai bună apărare. Orice român care ajunge la Putna s-o fi întrebând: oare calc eu acum pe același pământ pe care a călcat și marele domnitor? Oare mă închin la același altar? La prima întrebare, răspunsul e da. La cea de-a doua, nu. Pe vremea lui Ștefan cel Mare, biserica arăta altfel. Construcția originală avea, se pare, pictura interioară și exterioară realizată pe fond de aur. Nimeni nu știe ce urgie sau ce cutremur a dus la dispariția ei. Cert e că de reconstrucția mănăstirii se vor ocupa în secolul al XVII-lea alți domni, începând cu Vasile Lupu. Înainte de a fi canonizat slăvitul voievod Ștefan, de a fi trecut în calendarul bisericii noastre, în mod oficial, în 2 iulie 1992, și până atunci veneau românii la mormântul Sfântului voievod Ștefan. Și de ce venim? Pentru că așa este în duhul nostru al creștinilor ortodoxi. Părinții noștri și cei dintâi creștini, că la ei fac referire, când am zis părinții noștri, cei dintâi creștini se adunau la mormintele martirilor în zi de sărbătoare. Și mormintele martirilor erau pentru ei altare sfinte. Ei bine, mormântul slăvitului voievod Ștefan este un altar sfânt. De ce este Ștefan cel Mare chiar mare? Pentru că cifrele pe care le avem despre acest voievod sunt mari. Ștefan cel Mare a condus Moldova timp de 47 de ani, una dintre cele mai lungi domnii din istoria noastră. A purtat 36 de bătălii, dintre care a pierdut doar două. Și a construit 30 de biserici. Tradiția spune că ar fi chiar mai multe, dar dovezile nu sunt suficient de clare. Cert este că Putna e prima dintre ele. Ștefan cel Mare nu pleca la luptă fără să postească și fără să se spovedească. Duhovnicul măriei sale, spune legenda, era un sihastru care își făcuse chilie pe malul pârâului Putna. Ani întregi petrecu bietul sihastru în genunchi cu dalta în mână, cioplind necontenit și din greu în vârtoasa stâncă. Daniel Sihastru a trăit în secolul XV și s-a retras aici pe valea râului Putna, unde și-a săpat o chilie în piatră cu dalta, cu un mic paraclis. Și aici este locul în care a trăit 20 de ani din viața lui și unde l-a primit pe Sfântul Ștefan cel Mare într-un moment de cumpăn al vieții sale. Și l-a îndemnat să facă mănăstirea Putna. Și din această mică chiliuță și din isihasmul de aici, din rugăciunea lui Isus și din viețuirea de aici, s-a putut naște apoi mănăstirea Putna, cu obștea de părinți. În jurul mănăstirii Putna a venit apoi satul și iată întreaga această civilizație pe care o vedeți, care, să zicem, turistică, economică, de toate, dar toate au pornit de la o civilizație monahală. Vodă Ștefan mai sta, fruntea că și-o ridica, chipul îi se lumina la luptă și pornea peste munte și muncel cu tăt codru după el.
Și pe un el trece dușmanul să prăpăde, dușmanul să prăpăde. Putna este o destinație turistică de neocolit, putem spune, fiindcă de-a lungul timpului, întotdeauna, milioane și milioane de pelerini, de credincioși, au vizitat aceste locuri. Putna este o localitate frumoasă și spun cu mândrie, ca primar al acestei comune, este frumoasă nu doar cu ceea ce a înzestrat-o Dumnezeu, este frumoasă în special, în mod special datorită istoriei sale încărcate, a numeroaselor obiective turistice care le avem aici în localitate și care sunt cunoscute pe plan național și nu numai. Putna este frumoasă datorită tradițiilor, a valorilor locale, a obiceiurilor autentice, a legendelor sale, dacă doriți. Și, bineînțeles, Putna este frumoasă datorită pensiunilor pe care le avem aici în zonă și a rețetelor culinare pe care le au fiecare în parte, datorită gospodinilor pe care le avem aici. Și întotdeauna așteptăm oaspeți cu drag să vină să guste din bunătățile noastre. Turistule, nu fi străin de plaiurile mioritice. Poposește cu încredere în pensiunile noastre pentru a savura mâncăruri tradiționale de post care sunt făcute din suflet pentru suflet. Este momentul când credința ne îndeamnă la post, iar noi, cei prezenți care străjuim cetatea lui Ștefan cel Mare, nu putem face altceva decât ceea ce ne-au îndemnat străbunii noștri de a fi oameni primitori, credincioși, iubitori pentru aproapele tău. Eu vă prezint preparatele de pentru postul mare, care avem turtițele care sunt făcute din făină, drojde și sare și apă. Avem pasta de fasole care este tradițională în postul mare, dulcețurile și de căpșun și de cireșa mare, zacuscă de bureț, zacuscă de vinete, compoturi, după care avem ciorba de fasole, pilaful cu prune uscate, mâncărică, tocănița de hribi, iahnia de fasole, salată tradițională de opintici și râșcovi. Iveciu călgăresc, care este tradițional la noi, ținând cont că este aproape și mănăstirea noastră, și pilaful cu mere și cu stafide. Dacă la mănăstirea Putna trebuie să ajungi măcar o dată în viață, în satul Putna trebuie să rămâi măcar o zi. De ce? Îți spune bunica Ileana. Că e aer curat. Că avem pe Ștefan cel Mare la noi aici. Cozi când mă știu. Anii am 83. Bunicuța lucrează câteva ore bune în fiecare zi și cam 3 luni dintr-un an la o singură cămașă. Asta este o față de masă. Asta e bluzița de aici. Asta este o cămașă bărbatească care se poartă la pantaloni. Știți, nu are poale în jos. Asta este o bondiță care o îmbracăm peste cămașă, peste...
Am ajuns în Bucovina cea adevărată. Aveți o fermă foarte frumoasă și autentică. Mulțumim. Câte oi aveți? Este 300. Numărul adevărat nu se spune la oi, știți exact. Așa este legea oieritului. Da? Da. Nu știam de lucrul ăsta. Și toate oi de rasă. Oi din rasa noastră, țurcană românească. Am avut și mai multe rase, dar nu se prea adaptează în zona noastră, pentru că e o zonă mai rece și tot am rămas la ce-o favorit străbunii noștri. Avem și cai, și tauri. Avem 10 cai din rasa Herghelia Fiteru, Săcuieni Bihor. Este rasă românească omologată din iepile de la Izvin, ce au mai rămas din tot trecutul nostru. Cai cu sânge rece, care pot să participe în toată Europa. O, băiat! Ho, ho, ho! Ho, ho! Părinții mei, bunicii mei, au avut și oi, au avut și cai, au avut și prăvălii pe vremea vremelor. Eu cred că poate și ei ne văd de unde sunt ei, că nu am lăsat chiar dizbele, știi, problemele noastre care sunt la ora actuală, cred că cel mai de vârf în țara noastră, că agricultura este prima. Tradiția spune că în secolul al XV-lea, unul dintre monahii de la Putna, un tătar botezat și încreștinat, părăsește mănăstirea unde nu-și mai găsea liniștea și își face o chilie la câțiva kilometri depărtare. E începutul istoriei Sihăstriei Putnei. După întemeierea mănăstirii mari Putna, părinți din Lavra Putnei au venit în zona aceasta la 3 km, 4 km de mănăstirea mare și au întemeiat aici ceea ce se numește o sihăstrie. Istoria sihăstriei Putnei este și una nouă, iar între cele două este un eveniment trist. Odată cu ocuparea acestui teritoriu de către Imperiul Habsburgic, sihăstria Putnei, pe atunci nu mănăstire, ci un schit, a fost desființată. În aprilie 1990 s-a luat hotărârea, să spunem, oficială de a redeschide sihăstria, păstrând forma și chiar pietre din vechea biserică, s-a ridicat noua biserică, sfințită în 1996. În biserica cu hramul Bunavestire se găsește și o icoană făcătoare de minuni. Mănăstirea Sihăstria Putnei are azi și o biserică nouă, cu hramul, izvorul Tămăduirii și Sfântul Serafim de Sarov. Impresionantă e intrarea sculptată în piatra lăcașului, dar și interiorul, unde predomină de data aceasta lucrătura de lemn realizată chiar de călugării de aici. Se lucrează niște țoale de cărpi, se spune la noi, care sunt casele bătrânești folosite la ușă. Eu am învățat de la mama mea, am țesut și eu și ea moștenește de la mine
aceeași tradiție. Tot de la bunica ei mai merge acolo și mai învață. Mai puțin, dar ca să ducă mai departe, măcar cât se poate. Bucovine, plai cu stele, dragă ești inimii mele. Cânte cu un codru verde, nu te uite și ne te vede. Nu-ți uite izvoarele, orile și sârbile, mă. Modelele care ce specifică zona noastră, zona Putnei, sunt Batista. Uitați, asta Batista. Cărarea rătăcită. Crucea Păștii, care se pune pe Pască și să mergem cu Pasca la Sfințit. Modelele naționale alb-negru de pe cămășile noastre naționale. Costișete. Coada păunului. Cam 15 scriu pe zi, numai trasat modelul pe alb. Lucrez în continuu, primăvară, toamnă, iarnă în continuu. Dacă pe timpuri bunicii și străbunicii și mamele noastre au lucrat și de acolo am învățat și noi, este păcat ca tradiția, străvechea tradiție din chistitul ouălelor să nu meargă mai departe. Că deja multe femei în vârstă au murit și nu mai lucrează. Îmi doresc din suflet ca să nu se piardă acest obicei și ea, când o să aibă o fetiță, sper să învețe și ea mai departe pe fetița ei. Așa arătau odinioară gospodăriile bucovinenilor. Această casă, construită în secolul al XIX-lea, este printre cele mai vechi din sat, iar azi e muzeu. Două camere, au crescut 13 copii, 5 au murit de mici și 8 au supraviețuit. Rugămintea bătrânilor a fost să rămână casa, să nu fie dărâmată și dacă autoritățile vor să facă un muzeu, adică dacă putem face cu lucrurile care sunt în casă, să facem un muzeu. Așa de bine au fost păstrate toate, încât ne-am putut permite să organizăm acest muzeu. Putna are farmecul acela care face din Bucovina un loc unic în România. Nu e neapărat peisajul, ci-i drept fantastic, cel care îl face pe drumeț să se îndrăgostească de acest ținut. E mândria oamenilor. E felul lor aparte de a respecta trecutul și de a apăra cei a lor. Un soi de patriotism ce poate, cine știe, lor fi moștenit chiar de la Ștefan. Istorie, credință, tradiție. Putna e un colț de Românie care te va învăța mândria de a fi român. Bucovina vă așteaptă drumeților și eu la fel, la o nouă ediție de Scripție Moldavie. Până atunci nu uitați, România are povești frumoase, merită să le cunoașteți.